În data de 9 mai, Republica Moldova sărbătorește Ziua Victoriei. Cu lacrimi și flori, drochienii au comemorat victimele celui de-al doilea război mondial, dar și au prezentat un omagiu veteranilor care au avut de suferit. Теряя кровь, мы уйдем от нашей с тобой войны. И моей невысказанной вины. Deși au trecut ani grei de atunci, veteranii și astăzi își amintesc cu grozăvie de acele clipe tragice. Aș fi mai mic de ani, eu luat mai înainte, dar aici l-am sărat mai după. Așa eu, în iunie, da. Am fost în Nicolae, în Ucernic Folc. Și acolo de pe învățat până la Ochteau și toamna. Am 96. Așa că am slujit încă după aceea s-au mântuit în 45, am slujit încă până în 47 toamnă. Dar m-am întâlnit la Ochteat, m-am făcut acasă. Că război s-a început și am uitat, am fost front și tetomua. Jumătate din Moldavie, apoi a apucat-o până la frontul, a fost până la Făleș și a ședut tătăvara. Tătăvara a ședut, știi, aici, dar acolo nu a putut rupe până la asta, Orhiei. Era așa, știi, Fălești, Orhiei, așa, dar Chișinău, l-au luat pe data de 24 august. La evenimentul de comemorare au fost prezenți zeci de oameni, rudele și prietenii celor care au rămas pe câmpurile de luptă. Tata ne-a murit în timpul războiului. S-a dus în 41 la război. În 41. Teți ani este, el a luptat. În martie, în aprilie, în 45, în Germania au murit. Dar pe data de nou mai s-a terminat război. Acum să nu, eu am avut 4 ani când el s-a dus. Să așa am rămas fără tată, să nu l-am ținut minte deloc. Cu cuvinte de felicitare și mulțumire pentru pace în lume, către veteranii de război a venit și primarul orașului Drochia, Nina Cereteu. Stimați veterani celui de-al doilea război mondial, suntem astăzi alături de dumneavoastră și ne închinăm adânc în fața eroismului dumneavoastră. Sunteți acei care prin faptele dumneavoastră de eroism, prin jertfire de sine, ne-ați dăruit acest cer senin și pacea pe pământ. În raionul Drochia, în viața au rămas un număr mic de eroi ce au luptat și au apărat patria noastră. Președintele raionului Drochia, Vasile Grădinaru, a afirmat că autoritățile fac tot posibilul pentru a susține aceste familii. În raionul Drochia avem 20 de veterani de război, cu regret, au rămas în viață. Consiliul Raional stărui ca să fac tot posibil ca câtuși de puțin să le îmbunătățească viața, fiindcă datorită lor, datorită veteranilor de război care au luptat, ne-au făcut viața mai fericită, au făcut viața pașnică și datorită lor în ziua de azi, 9 mai, sărbătorim încă o sărbătoare, Ziua Europei, care nu trebuie să contrapui una cu alta, dar să nu fost ziua biruinței, să nu fost mare victorie asupra germanii fasciste, astăzi nu puteți fi Ziua Europei. Tânăra generație trebuie să păstreze memoria vie celor care și-au dat viața pentru apărarea plaiului natal, a menționat deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici. Astăzi, 9 mai, sărbătorim victoria celor care au luptat pentru ca în țară, în lume, să fie pace. Veteranii celor de-al doilea război mondial sunt ostașii de ieri, dar sunt și eroii de azi. Ei au fost cei care n-au ezitat să vină pentru apărarea patriei, să vină și să salveze țara. Ei sunt cei care, de fapt, au pus în pericol tinerețea,
sângele, au pus tot ce este mai scump pentru ei. Zeci de druchieni împreună cu autoritățile publice au depus flori la Monumentul Eroilor. Din raionul Drochia, peste 30.000 de persoane au participat la război. Din ei, circa 2.000 nu s-au mai întors acasă.